Salutare, salutare prieteni și bine ați venit! După cum vedeți, suntem aici la Degu. Tot ați vrut ca să filmăm cu Degu, n-am filmat în ultimul timp, așa că astăzi, dați aici frumusețile noastre de Degu, avem o pereche de Degu. Ne-au făcut și puișori, au deja o săptămână. Bineînțeles, n-am apucat să filmez pentru că am avut multă treabă și n-am apucat să vă filmez, dar o să vă arăt tot în acest videoclip cum arătau și puișorii de Degu când au fost fătați, după câteva minute după ce i-a fătat, și vă pun aici un clip aici așa lângă mine unde puteți să vedeți puișorii de Degu, pentru că i-a filmat special pentru voi ca să vi arăt cum arată Degu când îți direct fătați. După cum vedeți, diferența face, pentru că Degu când fată puișorii îi fată direct cu blăniță pe ei și cu ochii deschiși, și asta îi ajută foarte mult în diferență de alte rozătoare. Să zicem așa, ei sunt exact ca și porcușorii de Guinea, ei și are porcușorii de Guinea, după cum știți, când nasc, pui îi nasc direct cu ochii deschiși, cu blăniță, și pui după câteva ore încep să mănânce. La Degus, ei tot alăptează timp de 4 săptămâni, dar în același timp, puii după 5-6 zile încep să umble prin cușcă. Și astăzi vreau să vorbim la ce trebuie să fim atenți în perioada dacă noi avem puișori de Degus, dar și ce hrană ar trebui să le dăm și ce ar trebui să facem la ei în cușcă sau ce nu ar trebui să facem. Așa că, dragi prieteni, vreau să întorc camera să vă arăt un pic și pe Degu. Mai am un videoclip filmat tot așa, unde o să vă arătăm și acolo cum suc și cât de frumos suc puișorii. După cum vedeți, eu l-am pus de mâncare aici. Ei și-au făcut locul în cușcă, dar haideți să nu vă mai rețim, să vă arăt un pic și pe Degu și puișorii. Aici avem cuibul unde și-au făcut ei. Vedeți acolo și un puișor. Aici înăuntru îi mămica. Și tăticul care îi înroată și el vrea să mai facă și mișcare. După cum vedeți, noi îi ținem într-un acvariu mai mare. Am ridicat capacul ca să pot să filmez un pic, să vi arăt înăuntru și aici înăuntru. Aici îi pui și îi tăticul. Vedeți, aleargă pe roată. Am avut o roată de plastic, n-am apucat să, de lemn, n-am apucat să vă filmez. Dar a ros-o toată, a mai rămas un pic de tot din ea. Și am ajuns iară din nou la roata asta de plastic care face extrem de multă gălăgie. Aici avem mâncarea și aici înăuntru este mămica și cu puișorii. Nu o să băgăm mâna în cuib, nu o să umblăm. Ce vă rog eu pe voi, atunci când voi aveți puișori la Degu, și Degu sunt niște animale extrem de blânde, ele nu vă mușcă doar dacă sunt, bineînțeles, în pericol. Acum au vrut să pună dinții pe deget, pentru că ei sunt extrem de prietenoși. Acum, în perioada asta, când face gălăgie, dar roata, cu spuna pe ea să nu mai facă așa gălăgie, să nu mai se învârte, se învârte el după aia. Acum, în perioada asta, când au puiuți, vă rog frumos, nu încercați să puneți mâna pe ei, să luați puiuții. Știu că sunt extrem de frumoși, sunt regălași, dar totuși încercați să nu puneți mâna pe ei, pentru că este foarte periculos, pentru că ei totuși sunt extrem de blânzi și de liniștiți, dar totul au, poate să-și omoare puii, și atunci încercați să nu faceți ca să puneți mâna, să-i luați în mână, să-i luați nu știu cum. La ei este prima fătare. Acum aveți grijă, nu faceți nici curățenie. În perioada când ei au puișori, încercați să nu faceți curățenie, pentru că nu este ok, pentru că îi agitați. Încercați să le puneți mult mai multe paie, mai mult fân. Și aici vreau să vă arăt și ce fân avem noi. Vedeți, de la din asta de animale, de la pet shop, l-am luat pentru că s-au deschis aici la noi în Timișoara și sigură că în orice oraș mare s-a deschis un fân cât mai mărunt, pentru că acum au nevoie, pentru că și puii mănâncă încet, încet, și mai ales fân din ăsta mărunt ei o să roadă. Și este, vedeți, super fain, natural 100%, și în perioada asta aveți grijă să aibă foarte mult fân, pentru că și puii încep să mănânce, să văd dacă mă descurc cu o mână, pentru că și puii mănâncă. Na. Am pus pe pauză pentru că altfel
nu reușeam. Puneți-le, dragi prieteni, fân, pentru că ei își fac cuibul și o să vedeți cum începe să care. Ea este mămica care a ieșit afară să facă și ea mișcare. Aici avem masculul, după cum vedeți, începe să se agite. Acum o să fie un pic mai multe gălăgie, o să auziți și puișorii cum fac gălăgie. Așa că puneți-le mult mai mult fân, pentru că eu o să duc în cuib și pui, o să mănânce fânul. O să vedeți dacă, nu știu dacă acum că e plin acolo, dar ea deja s-a pus să mănânce, ea e mămica. Și puneți-le apă, după cum vedeți, noi avem o căsuță, puneți-le apă undeva sus, dacă caz că aveți în așa boluri, pentru că puii cât timpul ea lăptează, n-au nevoie de apă, dar există riscul, dacă spuneți cumva jos, să poate neca puișorii. Și mâncarea, puneți-le mâncare să aibă cât mai multă la dispoziție, la discreție. O să vă arăt imediat și ce mâncare le dăm noi lor. Să vedem dacă reușim cumva să vedem și puișorii. Vedeți acolo un puișor. A intrat mămică în cuib. Da, îi lăsăm în pace pentru că se agită. Și nu este ok să îi agităm acum în perioada asta. O să punem și capacul, pentru că ei totuși reușesc să sară afară destul de repede și noi nu vrem acest lucru. Și vreau să vă arăt și ce mâncare folosim noi sau ce le dăm noi de mâncare. Am găsit la, tot așa la Pet Shop, tot din gama asta Multifit, cum este și fânul. Am găsit special pentru Degu, este foarte ieftină, să știți, dragi prieteni, este undeva la 11 lei și ceva, nici 12 lei. 700 de grame este adusă din Germania, pentru că toate pet shop-urile de la noi sunt nemțești. Aici am păstrat amândouă pungi pentru că eu le scot din pungi și acum trebuie să aibă multă, multă mâncare, vedeți? Și tot din gama asta dăm și la hamster, numai bineînțeles pentru hamster, nu pentru Degu. O să facem un clip și o să vă arăt și acolo. Și vreau să vă arăt cum arată bobițele, adică, vedeți, are multe cereale înăuntru, vedeți, multe iarbă, multe sfeclă are, asta e sfeclă roșie uscată, uitați aici, morcov uscat, banane, orafut, nu știu mai pe unde sunt, vedeți, sunt, este cel mai ok pentru că nu are paleți doar așa un pic de tot. Ăștia sunt paleții, sunt extrem de puțini și în rest, vedeți și voi, are multe, multe verdețuri uscate care sunt foarte bune și ideale pentru iepurași. Și noi ca și așternut, după cum vedeți, folosim firizan, rumeguș, dar mai mare, bineînțeles că tot timpul voi vă găsiți ca să-mi comentați mie când zic de firizan sau rumeguș, Multifit, vedeți, tot aceeași firmă îi, pentru că în general se aduce aceeași firmă. Vedeți, este aceeași lucru. Asta au fost tot așa 10 lei și ceva bănuți, 500 de grame. Care, ce fân avem noi pentru iepuraș nu este bun pentru ei, mai ales acum pentru că este foarte mare, foarte dur și nu poate puișorii ca să mănânce și atunci, bineînțeles, venim cu... Încerc să vă las așa un pic să vedeți ce scrie. O să venim cu... fân cât mai mărunt, cât mai ușor, pentru că și pui mănâncă, vedeți, arată foarte bine, este verde și mirosul este extraordinar la ei. Încercați în perioada asta ca să nu le dați cât timp spui și alăptează, să nu le dați crenci și lăsați doar cu mâncarea specială pentru ei și încercați cât mai să fie mâncarea pentru degut cât mai multe verdețuri, după cum vedeți, și cât mai multe legume, cu cât mai puțin paleți, pentru că este din ăștia doar așa, doar pe bază de din ăștia și nu sunt ok pentru ei, mai ales dacă sunt presați la cald, e toxic pentru degu. Am mai vorbit și în alt videoclip, după cum vedeți și ei s-au potolit acum. Și aveți grijă, dragi prieteni, cu alimentația și încercați să nu stresați, să nu luați puișorii pe degu în mână, să umblați la ei în perioada asta sau cu mâna ai cui, pentru că este extrem de periculos. Aici am filmat puișorii și vreau să vi arăt cum arătau după 3 zile după ce au fost fătați. După cum vedeți, sunt împreună cu mămica lor, Suc,
și vedeți că au blăniță și chiar arată foarte bine puișorii. Și de ce v-am zis să aveți grijă cum umblați la pui, pentru că după cum ați văzut, tăticul este foarte agitat, se uita la noi să vadă ce facem. După cum vedeți, vine și aici și este destul de periculos, pentru că îi agităm și atunci poate să fie periculos pentru puișori. Și vedeți puișorii cât de relaxați stau, suc de la mămica lor, n-au nicio treabă, mămica stă foarte bine cu ei, dar tăticul stă de pază și este un pic cam agitat. Acum, în perioada asta de când au degul pui, se înțeleg foarte bine, înainte tot timpul se băteau, acum le-am pus un singur bol, pentru că înainte trebuia să le punem două boluri complet separate de mâncare, pentru că se băteau, acum ei se înțeleg foarte bine și degul îți cresc pui împreună. După cum vedeți, a venit și tăticul să vadă ce faci puișorii și mămica s-a întors cu burtica în sus și savurează și se simt foarte bine. Totuși au crescut destul de mari perechea noastră de degu, nu ne așteptam să ne facă puișor, dar după cum vedeți chiar avem și surprize de la ei. Sunt superbi, vedeți cât de frumos au grijă unul de altul și cum se îngrijesc. Cea mai închisă la culoare, vedeți așa ca și cincila cum arată, așa mai cenușie este mămica, celălalt este tăticul. Chiar sunt super. Chiar sunt foarte faini și de-aia trebuie să le pune și mult fân, fân cât mai mărunt, pentru că ei își fac cuiburile și după cum vedeți aici, noi tot le-am pus fân, dar mai mănâncă și puișorii, mai mănâncă și ei. Ia uitați cât de frumos e puiul, vedeți ce blan are pe el și codița totuși cât este de mare. Cam asta este, dragi prieteni, despre degu atunci când au pui, dar nu numai când au pui. Încercați ca să le faceți condițiile cât mai bune, să nu-i luați în brațe, în mână, să nu puneți mâna pe pui. Știu că mulți dintre voi aveți problema asta cu dacă este un pui, trebuie să-l iau în mână, să umblu cu el. Nu este ok, dragi prieteni, pentru că fiecare animal are instinctul lui și știe cum să-și crească puișorii. În caz că este ceva probleme, atunci da, noi ca oameni putem să intervenim, dar în mare parte nu avem noi ce să punem mâna în cuib și nici acum, în perioada când ei sunt cel puțin până la o lună, luați un pic doar din partea asta așa, unde nu sunt, nu iasă pui și nu nimica, în caz că vreți să faceți curat, dar nu luați să scoateți tot afară să faceți curat, pentru că nu este ok, pentru că ei își fac degu, ca și celelalte animale, își fac ei cum vor, își organizează în cușca, în locul unde ei sunt ținuți, atunci îi dăm peste cap. Așa că încercați să nu prea umblați pe la ei și să nu îi luați în mână și să nu le faceți curățenie. Oricum, la degu nu este indicat ca să facem curățenie ca și cum am face la alte animale și să curățăm tot, pentru că ei sunt un pic altfel. Într-alt videoclip, bineînțeles, când o să crească puișorii mai mari și putem să filmăm mult mai bine la ei, o să vă arătăm și o să vă zicem mai exact despre ce este vorba. Sper că v-a plăcut acest videoclip, la noi chiar, ia uitați-l. Și aveți grijă să nu cumva să fie o mâță care acum, ei cu căței noștri, după cum știți, căței noștri stau în casă, nu au nicio treabă, dar încercați, dacă în casă aveți pisici, să nu-i steie pisica ca să îl pândească, pentru că degu se agită și el percepe altfel lucrurile și dacă vede un animal, de multe ori am mai pățit că am pus ăsta de la fân, unde are un iepuraj, vedeți pe el și l-am pus mai aproape de cușcă și ei au început deja să facă gălăgie pentru că aveau impresia că îi atacă cineva, așa că trebuie să fim un pic mai atenți la unele detalii în perioada asta. După cum vedeți acolo este bolul de apă, apa în permanență să fie proaspătă, o dată pe zi dacă îi puneți este ok, mâncarea să aibă în permanență de egg, într-adevăr și ascund, dar acum când este și perioada de alăptare și puișorii, pentru că puișorii deja sunt destul de măricei și încep să umble, după cum ați văzut, încep și ei să umble. Acum au stat mai mult în cuibul lor, dar pe săptămâna viitoare o să înceapă și ei să umble mai mult prin
Ia uitați-vă că a ieșit unul. A ieșit unul afară. A ieșit un puișor afară, dar până eu să-l filmez să vi-l arăt. O intrat înapoi înăuntru. Am reușit un pic să filmez și puișorii să vi-l arăt. Să avem doi puișori, unul mai mare, unul mai micut. Când o să înceapă să umble pe afară, o să vi filmez și o să vi arăt mult mai bine, ca să-i vedeți. Nu intrăm la ei înăuntru, nu vrem să îi deranjăm pentru că nu este ok, așa că o să-i lăsăm în pace. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip. Un like, un comentariu chiar m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat numai bine. Ciao, ciao!